O femeie în vârstă de 85 de ani din localitatea brăileană, Ianca, a murit în chinuri groaznice după ce a încercat să schimbe butelia de la aragaz. Gazele scăpate de butelie s-au aprins, învăluind-o pe bătrână în flăcări. Femeia a scos butelia în curte de frică să nu-i explodeze casa. Un vecin care a văzut fumul negru a sărit în ajutorul brăilencei, însă pentru aceasta a fost prea târziu. A murit arsă de vie, prăbușită lângă gard. Eram în atelier acolo, am văzut pum, pum, și acolo ceva neregulă. Când am luat lopata și am plecat încoace. I-am luat lângă parte. Aci, aci, da domne, Dumnezeu, Dumnezeu, aci, arsă, neagră. Era ceasul căzut de dimineață la butelie, că ea și încălzea niște cărămizi pe plită, când am venit-o pe la 12 fără ceva. Și zic, mă duc acasă să-mi iau ochelari, că nu văd fără ochelari să pun aici butelia. Dar n-avea de ce să umbre la butelie, mâncarea avea făcută, soba arde, că și acum ai făcut ea. Cred că a vrut să pună ceasul la butelie. Și când a dat să facă proba, ea n-a văzut că a căzut garnitura, că pompierii care au fost și-au intrat în casă, a găsit garnitura căzută jos. La fața locului au sosit două autospeciale de pompieri și un echipaj smurd. Incendiul din casă a fost stins după o oră, distrugând mobila și 10 metri pătrați din acoperișul acoperit cu țiglă. Trupul neînsuflețit al femeii de 85 de ani a fost transferat la medicina legală.